urmăm corect pentru a putea răspunde în fiecare moment la întrebările pe care le pun astăzi consumatorii. Din nefericire, n-am reușit să prezentăm în detaliu aceste lucruri pentru faptul că, neavând o normă juridică cu care să operăm, nu putem să dăm, să dăm numele comerciantului și producătorului respectiv, pentru că am putea crea conflicte juridice care ar putea să coste. Motiv pentru care și astăzi presa îmi solicită insistent, iar în Ministerul Agriculturii, în curtea Ministerului Agriculturii, există punct de transmitere din oră în oră, cum că solicită Ministrului Agriculturii să spună numele acestor comerciantului și a producătorului respectiv. Acest lucru nu-l pot face. Colegii de la Autoritatea Națională a Protecției Consumatorului și de la Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară vin cu explicații în fiecare moment, explicații tehnice pentru a putea da detaliile cuvenite în așa fel încât transparența să fie totală, dar în același timp protecția instituțiilor trebuie să fie asigurată din punct de vedere juridic. Domnul Ministru al Justiției, poate găsim o modalitate, că până când facem noi nu știu ce normă europeană, poate facem o normă internă. Prim-ministru, sigur, vom colabora cu Ministerul Agriculturii, cu toate ministerele care pot avea conexiuni cu această problemă, dar de principiu, cred că în discuție se pune problema unui tratament egal de care trebuie să se bucure toți consumatorii, toți cetățenii Uniunii Europene, indiferent că sunt membri a unui stat sau altul. Aceasta e baza de discuție, aceasta e baza de la care vom porni spre identificarea soluției juridice pe de-o parte, soluției practice, faptice pe de-altă parte. Sau măcar cu un cadru legislativ care să ne permită să spunem cetățenilor ce firme ne consideră a fi o țară de mâna a doua și să-i tratăm și noi ca atare. Domnule prim-ministru. Și că veni vorba de Bruxelles, doamna Oana Plumb, haideți să dăm și vești bune. Domnule prim-ministru, au fost semnate contracte în domeniul transporturilor de 2 miliarde de euro săptămâna trecută, ceea ce înseamnă că declarațiile în ceea ce privește cererile de rambursare vor fi transmise către Bruxelles, astfel încât să putem în două, maxim undeva după 15 septembrie, să avem 600 de milioane intrați în țară. În tot acest timp se lucrează pentru semnarea contractelor. Am ajuns la o rată de contractare de la 10%, cum vă anunțam acum două săptămâni în ședință. Astăzi am ajuns la o rată de contractare de 19% și accelerăm astfel încât să evităm decomiterea și să ne atingem țintele pe care ni le-am propus până la sfârșitul anului, desigur împreună cu Ministerul Agriculturii. Vă mulțumesc! O spun public. Am solicitat ieri la Comitetul Interministerial privind președinția României la Consiliul European o actualizare și o completare a listei cu persoanele desemnate de către ministere să facă parte din grupurile de lucru. Au fost ministere care au transmis lista completă, ministere care au transmis lista parțială și ministere care nu au transmis nimic. A fost un termen pentru săptămâna aceasta. Este ultimul termen. Domnul ministru Negrescu, s-au mai produs îmbunătățiri sau? S-au mai produs îmbunătățiri de ieri până astăzi. Au venit foarte multe noi nominalizări. Fiecare ministru are pe masa sa evidența nominalizărilor pe care le-au făcut. Rugămintea noastră este să aibă grijă și la calitatea nominalizărilor și la faptul că acei oameni trebuie să fie oamenii sistemul public care vor rămâne acolo și vor fi pregătiți în această direcție. Deci mesajul dumneavoastră de ieri a fost bineînțeles și sper să fie înțeles până la capăt și implementat până la capăt. De asemenea, mi-a solicitat ieri să venim cu o dată în care ne vom întâlni cu reprezentanții noștri de la Bruxelles. Această dată este 22 august. În consecință, o să avem o întâlnire cu toții, sperăm, cu reprezentanții noștri de la Bruxelles pentru a face în așa fel încât mesajele noastre să fie bine transmise în raport cu partenerii europeni. Mulțumesc. Domnul ministru Cuc, în fiecare sau la două săptămâni mai expropiem câte două cotețe pe București-Ploiești. Mai aveți sau?
Domnule primar, le puteți strânge pe toate odată ca să terminăm. Sunt problemele care vin din trecut și acum le actualizăm. Cele două imobile care sunt astăzi pe ordinea de zi de expropriat se află, se regăsesc în hotărârea de guvern 381 din 2009, hotărârea care prevedea declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată rămasă de expropriat. Am înțeles titlul, dar cu două săptămâni am mai expropiat două, tot pe tronsonul. Nu, sunt ultimele imobile care vor fi expropriate pe acest tronson. Acum două săptămâni la două erau ultimele. Erau pe alt obiectiv de investiție. Sau, în timp ce noi expropiem, alții toți la pocă și mai fac câte ceva și... Să știți că și la noi se lucrează... Nu vreți să faci noi autostrada înainte să mai construiască ei, că poate nu iese mai bine. Da. De asemenea, poenea de zi astăzi este un proiect, din punctul meu de vedere, foarte important, o relansare a unui segment important, din punct de vedere economic, programul geologic la nivel național. Domnul ministru FIFA. Domnule prim-ministru, stimați colegi, astăzi aducem și supunem atenției dumneavoastră proiectul de lege pentru aprobarea programului geologic național. Scopul este reglementarea cadrului normativ prin care se stabilesc obiective geologice prioritare necesare pentru evaluarea potențialului de resurse minerale al țării, în vederea conformării cu prevederile programului de guvernare, strategiilor naționale de dezvoltare, precum și angajamentelor economice, comerciale și de securitate încheiate de statul român. Programul geologic la nivel național este un instrument la dispoziția guvernului pentru evidențierea de noi resurse minerale neregenerabile, inclusiv resurse minerale critice și apă subterană destinată potabilizării sau utilizării industriale în contextul echilibrării balanței dintre extracție și epuizare. Cu alte cuvinte, pe scurt, discutăm despre faptul că în sfârșit vom reuși să avem o imagine cât se poate de clară pe tot ce înseamnă resurse în momentul de față, astfel încât să se poată face o exploatare judicioasă și cu proiecție pe termen lung a resurselor statului român. Mulțumesc, domnule, felicitări. Mulțumesc presei. Veți avea astăzi... Bun, v-a plăcut, doamnă și domnilor, modul în care vedem noi începutul unei ședințe de guvern. Domnul Tudose e așa ca un șef, da? Un șef de instituție, ca să nu zic de clan. Și zice, ia, zic, ministrul Pavelescu, cu ce tău copii? Azi, păi, șeful, știți, așa, 2 miliarde de euro, ne zice Rovana Plumb, adică, băi, au făcut niște ochimari, wow, vin 2 miliarde de euro în România. A, de fapt, nu vin 2 miliarde de euro, vin vreo 600 de milioane, dintre care, bă, 200 sunt la subvenții pentru agricultori și vreo 400 de Corina Crețu, că ne dă niște bani de ea, dar nu mai contează, vin, am semnat așa, ia zi, mă, fiu, noi cu resursele minerale facem noi niște chestii de genul ăsta, aha, băi, dar tu ăla de la agricultură poți să dai și tu numele ălora care își bagi joc de noi și otrăvesc populația? Nu pot, că n-am cadru legal. Bun, ai dreptate, toadere, ia zi, mă, faci cadru legal, facem șeful, cum Dumnezeu. Și uite, așa începe ședința de guvern în România, apropo de promisiuni și de astea. Sună frumos, nu a fost haios așa, nu?